Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Isaia 53:6. Hristos a experimentat toate suferințele și ispitele în care cad ființele omenești. Nimeni altul dintre cei născuți din femeie nu a fost urmărit cu atâta furie de ispită. Nimeni altul nu a purtat povara atât de grea a păcatului și durerii lumii. Nu a existat niciodată cineva care să aibă o compasiune și o înțelegere mai profunde și mai duioase ca el. Părtaș în totul la experiențele omenirii, el a suferit nu pentru, ci împreună cu fiecare suflet împovărat, ispitit și frământat. Experimentând personal puternicele ispite ale celui rău, slăbiciunile și suferințele umane, el știe cum să-i ajute pe cei ce se luptă să se salveze.